La stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă de la Secuieni s-a desfășurat cea de-a doua manifestare legată de promovarea uneia dintre cele mai valoroase plante tehnice, cânepa monoică. Ne propunem ca ea să devină o tradiție, pentru că prin aceste manifestări dorim să promovăm și să extindem în agricultura României soiurile românești de cânepă monoică. Dorim să promovăm și să extindem în agricultura României tehnologiile specifice de cultivare a cânepii monoice pentru sămânță și pentru fibră. Și numai așa, cânepa își va reintra în drepturile pe care le avea în țara noastră, înainte de anul 1989, când numai pentru tulpini și fibră se cultivau peste 40.000 de hectare anual. Unul dintre cei mai mari susținători ai reluării producției de cânepă în România rămâne vicepreședintele Academiei Române, profesorul universitar Valeriu Tabără, fost ministru al agriculturii în două mandate. Considerăm ceea ce societatea românească a avut după 1990, aceea de a se însuși anumite lucruri care erau comandate, a se vedea cum a ieșit legea 143, care de fapt este o traducere a unei recomandări ONU, fără să facă o distinție clară între ceea ce înseamnă traficul, respectiv producerea și consumul de droguri. Și anota nou a fost preluată cu toate intervențiile făcute de noi, puțini erau însă cei care interveneau dintr-o anumită teamă de a se expune public și politic, ca să lămurim și să facem o lege bună. Am avut șansa de a putea intra în discuție cu cei decizanți, chiar atunci când s-au făcut primele structuri antidrog. Mi-e pare rău că acei reprezentanți nu vin la aceste întâlniri ale noastre. Sperăm că mai este o întâlnire pe 4-5 august la Jibou, care este organizată de o structură de valorificare a cânepei, nu numai din punct de vedere material, dar și cultural. Și eu duc un elogiu doamnei Rodan, care face eforturi de ani de zile pentru a putea să promoveze cânepa în ceea ce a însemnat cânepa pentru structurile noastre de cultură. Și Ministerul Agriculturii are o strategie de sprijinire și dezvoltare a acestui sector, care are din ce în ce mai mare căutare în lumea științifică și în economia mondială. Ce pot să spun eu, aș vrea să adaug doar câteva lucruri care sunt, după părerea mea, foarte importante. Și anume că acest colectiv de cercetători și specialiști de la SCTA Secuieni merită toate felicitările pentru curajul pentru care au inițiat acest eveniment într-un domeniu care a creat atâtea dispute în ultima perioadă, dar un domeniu care poate să se dezvolte pe viitor, pentru că, așa cum a fost deja prezentat, acest sector poate să dezvolte domenii de foarte mare interes, precum domeniul sănătății umane, domeniul sănătății animale, și nu în ultimul rând, domeniul sănătății mediului. Doresc să aduc felicitări acestui colectiv pentru ultimile rezultate pe care le-au obținut în domeniul științific, nu numai pe plan național, dar și pe plan internațional, și că acest motiv, aceste rezultate, sunt un motiv important pentru a aduce mai departe și a dezvolta aceste evenimente, dar organiza nu numai la nivel național, ci și internațional. La stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă de la Secuieni se desfășoară unul dintre cele mai importante programe de cercetare a cânepii din România. Cercetătorii de aici au reușit să omologheze numai puțin de 8 soiuri de cânepă monoică. Cânepa este plantă tehnică cultivată încă din antichitate, care are numai puțin de 25.000 de utilizări, valorificându-se la ea absolut întreaga plantă. Cânepa este de fapt un miracol al naturii și nu fac propagandă la ora asta, la punctul în care eu nu cred că fusese panacee universale și nu pot să spun că Doamne rezolvă absolut totul, dar eu chiar cred că cânepa ar trebui să facă o parte integrată din viața noastră, cât de puțin. Cânepa a fost cultivată de ceva timp în urmă, sunt situri arheologice vechi de 8.000 de ani, unde s-au descoperit tot felul de rămășițe. Practic se observă această coexistență între specia umană și specia cannabis în urma unor substanțe care se regăsesc în corpul uman și care sunt practic analoage sistemelor cannabinoizilor din cânepă. Așa, după cum
precizat și domnul ministru Tabără, câneva este 25.000 de utilizări. O să trimite sau să se deschidă prezentarea. Practic, ramificațiile sunt infinite, aș putea să spun. Începând cu industria alimentară, începând cu cea cosmetică, auto, tehnică, textilă, furajeră și ce mai doriți dumneavoastră. Un loc aparte în colocviul de la Secuieni l-au avut și meșterii populari care utilizează cânepa pentru realizarea veșmintelor populare și a unor obiecte decorative foarte prețuite în lumea artistică. Sunt onorată să mă aflu aici și pentru aceasta mulțumesc doamnei director. Și nu o să mai amintesc din cele spuse, dar sunt bucuroasă că pot prezenta o altă fața cânepei, deci fața artistică. Din firele de cânepă ați văzut ce poate rezulta, ce pot rezulta obiecte decorative, obiecte ornamentale, gentuțe, coliere, cățărele, tot felul de obiecte care ne încântă privirea. Dar înainte de a ne încânta privirea, vă mărturisesc un secret și nu știu decât cei care lucrează. Este o terapie. Când te așezi la masa de lucru, nu te mai poți ridica, deși sunt niște inconveniente, pentru că când fiul de lucru ies de scaune, inspirăm, se face dezordine, dar asta o trecem cu vederea, pentru că ne relaxăm. Ne la încercare, răbdarea, dezvoltă simțul artistic. În cea de-a doua parte a manifestării științifice de la Secuieni, participanții, reprezentanții ai Academiei Române, Ministerului Agriculturii, stațiunilor de cercetare din țară, Institutului de Protecție a Plantelor și ai Fermierilor, au vizitat loturile în care cercetătorii de la Secuieni cultivă cânepă.